Unul dintre cele mai consumate medicamente din Statele Unite ale Americii, cel mai frecvent administrat analgezic la nivel mondial, ar putea face mult mai mult decât să aline durerea de cap. Paracetamolul, vândut pe scară largă sub denumirile comerciale, crește de asemenea asumarea de riscuri potrivit unui studiu din 2020, care a măsurat modificările comportamentului oamenilor atunci când se află sub influența medicamentului obișnuit fără prescripție medicală. Scrie Science Alert. Într-o serie de experimente la care au participat peste 500 de studenți universitari, Wai și echipa sa au măsurat modul în care o singură doză de 1000 de miligrame de paracetamol, doza unică maximă recomandată pentru adulți, repartizată aleatoriu participanților, le-a afectat comportamentul de asumare a riscurilor, comparativ cu placebo, repartizat aleatoriu unui grup de control. În fiecare dintre experimente, participanții trebuiau să umfle un balon neumflat pe un ecran de calculator, fiecare pompare unică aducând bani imaginari. Instrucțiunile lor au fost să câștige cât mai mulți bani imaginari posibil prin pomparea balonului cât mai mult posibil, dar să se asigure că nu sparg balonul, caz în care ar fi pierdut banii. Rezultatele au arătat că studenții care au luat paracetamol s-au angajat în mod semnificativ mai mult în asumarea de riscuri în timpul exercițiului, în comparație cu grupul placebo, care era mai precaut și mai conservator. Per ansamblu, cei care au luat paracetamol au pompat și au spart baloanele mai mult decât cei din grupul de control.